Gabriela, îți mulțumim pentru informații. Un sticker cu mesajul rezistă și o foaie pentru demisie. Așa a fost întâmpinat astăzi Liviu Dragnea la sediul instanței, unde venise pentru un nou termen în procesul de abuz în serviciu. Șeful PSD a fost așteptat de un grup de protestatari, pe unul dintre ei Dragnea, întrebându-l ironic dacă e coleg cu Victor Ponta. De cealaltă parte, Ponta a răspuns și el de pe holurile Parlamentului. România nu poate fi condusă precum Consiliul Județean Telorman, i-a transmis fostul premier lui Dragnea. Sunt scene surprinse marți pe holurile instanței supreme din România, avându-i principali protagoniști pe Liviu Dragnea ajuns la judecată și mai mulți protestatari. Unul dintre ei a venit cu un cadou, un sticker cu mesajul rezist. Sunteți cel mai rezistent, da, cel mai rezistent membru USL, pentru că ceilalți au fost exmatriculați, din câte am... Felicitări pentru rezistență. Cu domnul Victor Ponta. O altă femeie i-a înmânat șefului PSD o foaie și un pix, cerându-i demisia. În sală v-am întrebat dacă vă dați demisia și m-ați întrebat acum sau după. V-am pregătit o coală și un pix. Ce părere aveți? Dumneavoastră, cred că dumneavoastră doriți demisia mea din viață. Sunt Știți foarte de mulți. Ce nu? Pentru Sunt că îmi doresc mulți. O partidă de pescuit cu dumneavoastră. Am înțeles. Sunt foarte mulți din cei care vă susțin, care încep să fie din ce în ce mai deranjați, că eu de mult timp spun adevărul despre ceea ce se întâmplă în România. Liviu Dragnea a fost ironizat marți și de Victor Ponta, aflat în Parlament. Este pentru a doua oară în mai puțin de două zile, când fostul premier lansează atacuri la adresa șefului său de partid. Eu nu cred că PSD-ul și România poate fi condusă ca și Consiliul Județean Telorman. Așa cred eu, poate greșesc, dar știți cum și pe vremea lui Ceaușescu era unul, un nebun care îl critica. Acum, uite, mai sunt eu. Cum se conduce Consiliul Județean Telorman? Știți cum e. Unul singur gândește și ailalți toți muncește. Celul meu în viața nu este să conversez cu Victor Ponta în fiecare zi. Îndrăznesc din când în când să nu-i răspund. Replicile dure dintre Ponta și Dragnea s-au intensificat mai ales după ce Daniel Constantin a fost înlăturat din funcțiile de vicepremier și ministru al mediului. În cazul lui Dragnea, și-a atras mai multă revoltă din partea protestatarilor din piață după ce, sâmbătă seara, a postat o fotografie ironică la adresa lor.